Sănătate numai bine. Suntem în pădurea Sfântul Ion. Și merem după apă de izvor. Da, fraților. Apa de izvor e cea mai bună. Și eu am băut de multe ori apă de asta din izvorul ăsta. Și acum am aflat că s-o testat și excelentă apa asta, e mai bună ca și tot ce găsești la magazin. Și atunci am zis, da, domnule, de ce să nu fac oricum un drum până aici să-mi iau apă. Și iată-mă prin pădure, plimbându-mă ca un om hoinar. Dar unde-i izvorul? Ce? Mi se pare ciudat, nu-i nimeni aici acum, oricum. Nu, asta nu e chiar ciudat. Ciudat e că-s eu aici. Poate. Dar... uite-mă, ciuperci, treburi. Faza e că aici mai de mult era foarte fain. Foarte, foarte frumos. Lumea venea aici, era plin, plin, plin. Bine, nu acum, că astăzi e miercuri, dar oricum, sâmbătă, duminică, aici era plin de lume. Și oamenii ce făceau? Se distrau. Păceau grătare. Ia uite acum. Bălării peste bălării. Păcat. Aici era tot frumos. Nu era niciun brustură, nici o bălărie. Acum, noroc că nu iau. Pădurea e tot la fel. Pădurea nu prea s-a schimbat. Da, bălăriile îs la greu. Ai, măi, fraților, măi, trebuie să-mi revin așa la organism. Și apa asta, apa-i vie, îi ce trebuie, apa de izvor, cea mai bună. Are energiile necesare pentru un creier puternic. Mamă, dar unde e izvorul? Că nu mai știu, mă. Acum cu casele astea, toată lumea și-a făcut case aici în pădure, în puii mei, nu știu unde au avut ei teren, în pădure, în puii mei. Paianjă, nu mă simt. Asta este. Nu mai lovești și de câte un paianjen. Ei, pădurea lor, mă. Trebuie să prindă muște, treburi. N-am mai fost de atâta vreme. Nu mai știu unde e izvorul, mă. Care vrea lemne, pe gratis ia aici câte lemne sunt. Vii, ți-ai lemne, îți faci foc. Un lemn imens. Sunt destule. Ce frumos e. Adevărata viață. În pădure e fain. Acum, unde e Dumnezeu izvorul, mă? Hai, mă. Cred că m-am dus un pic cam mult. Da. Ba, lemn de foc. Izvor, izvoraș! Mamă, hai să ies un pic să văd unde mă aflu. Păianjenule, vezi să nu mă muști.
Păi, Angen, dă-te jos. Dă-te jos, că nu-i loc. Nu-i loc cu mine, păi, Angenule, du-te. Ia să vedem unde suntem. Hop! Era salonec. Ia te-a, mă, capre, treburi, ce Dumnezeu s-a întâmplat în lumea asta? Mamă, ce răsunau melodii, treburi, oameni veseli. Acum se bucură niște capre. Bă, bine am venit. Da, ia să vedem. Bă, cred că e bine totuși. Dacă țin bine minte. Aici trebuie să fie izvorul pe undeva. Acolo. Bine am venit. No, era așa ceva la Făget. Cine cunoaște Făgetul știe că nu era așa. Cum să fie așa ceva la Făget? La Făget era... La lume multă, mă, să nu poți călca aici, am mâncat. Ia. Bă, tare de joc, mă. Da, mă. Până la izvor să-mi bat piciorul, dacă nu, te zgâri, te... Trebuie să fie echipat aici, bine. Mă rog că am venit în pantalon. Au. Ah, mă. Oh, cred că n-am venit bine. Ai fute, mă. Cum să te orienteze? Dacă nu se vede nimic. Ia. Înainte... E bine, mă, îl văd. Văd izvorul. Bă, ce memorie bună am, mă. Bă, ce memorie bună am. Izvor, izvoraș. Sper să ai apă, să nu fi venit degeaba. Apă bună de izvor, mergem să luăm. De asta ce e mentă sălbatică. Fraților, aici... Nu știu ce e. Mlaștină, ce e asta? Sper să nu mă scufund aici. No. Făget, izvor. Deci dacă veniți la Făget, izvor, să vă luați ape. Ape, sticle de ape. Să știți că trebuie să... Ioi! Nu pot să cred. Am venit degeaba până aici. Cine a furat apa din izvor? Unde e apa din izvorul ăsta bun? Hai, mă, ce bătaie de joc, mă. Nu pot să cred. Am venit până aici de apixul. Și mai ales că ieri a plouat, mă. Și ia, m-am și udat. Deci este apă pe jos. Dar nu este apă la izvor, mă. Așa ceva, nu pot să cred. S-a distrus toată România. Cineva a captat izvorul ăsta, cred că. Hai de cap, mă. Am venit de aceala până aici. Mama, mă, si de treabă. Au, ce ciudă mi-e acum. Nu. Izvor, izvoraș. Ceva s-a întâmplat cu tine. Păcat. Păcat de izvorul ăsta bun. Fraților, n-am mai fost de mult. Ieri am văzut ceva pe Facebook cu izvorul ăsta. Și am zis, băi, perfect, mă, super. Vin și mi-au apă de aici. Că e excelent apa. Fii atent, mă. Cred că ce-am văzut eu ieri, cred că a fost făcut acum câțiva ani. Am crezut că numai acum a fost făcut reportajul ăla despre izvorul ăsta.
era un tip care ce făcea? Studia apele din România, cum ar veni. Și le punea un cod QR la fiecare izvor, dacă e bună apa, ce calități are și ce proprietăți. Și am zis, wow, exact izvorul ăsta de unde băiam eu mai mult, de mai multă vreme. Și uite-te că se arăs izvor. Noroc că sunt ciuperci. Da, nu știu care sunt otrăvitoare, care nu. Așa că merg mai departe. Măcar am făcut o plimbare pe aici. Păcat. Ieri a plouat, trebuia normal să fie apă, nu? Într-un izvor de ăsta. Aici avea toate calitățile. Vinea apa prin rădăcinile astea, toată energia asta. Și beam apă de izvor adevărată. Uite că amul nu mai pot să beau. O secat sau l-o captat cineva, nu știu. Se pare ciudat că ești tot timpul. Izvorul ăsta... Am fost mai de multă vreme și mi-am luat apă acum. Gata. Nu mai este apă. Ghinion, ghinion. Și acum de unde să-mi iau eu apă de la izvor? O să... Văd, o să caut, să văd de unde pot să-mi iau apă. O să caut să văd izvoare pe aici, până jurul Clujului, să găsesc un izvor bun, să beau apă de izvor, domnule. Să nu mai tăplătesc 8 lei pe o sticlă de asta de apă. Îmi iau două sticle de astea, 10 litri, le umplu și să am de băut apa adevărată de izvor. Izvor, izvoraș! Fiți atenți ce operă de artă! Un copac cu scorbură. Operă de art. Interesant. Hello! Aici e fain că poți să urli. Nu te aude nimeni. Toată lumea la lucru. Eu îs la izvoraș. La izvorașul secat. Așa când te plimbi prin pădure, te limpezești la creier. Și am un creier mai limpede. Ce ciudă mie că n-am găsit apă. Dacă merg pe aici, nici nu știu pe unde mă duc. Trebuie normal să ajung înapoi la mașină. Copilul mi-e mașină. Mă așteaptă. Să-i duc apă de izvor, am o... Noroc că n-am aruncat apa asta, care am cumpărat-o, că am vrut să o arunc. Am zis, gata, mi-a apă de izvor. Ce ciupercă e asta? Tii, bă! Sunt hribe aici. Cred că e hribă. Nu știu sigur. Nu mă complic. Bă, ce Dumnezeu. Hai să vedem. Am ajuns bine. Na. Unde să știi că ai ajuns sau n-ai ajuns bine, că tot e varză pe aici. Atâta de greu te descurci. Yeah. Cum e posibil questa situazione? Oamenii și-au făcut case aici. Să-mi bag picior, nu știu de unde au avut ei bani de case, adică bani de case au avut, hai. Dar terenul ăsta aici, asta credeam că e a primăriei, domnule. A tuturor. Se pare că nu e. Teren privat.
Bă, ce bine m-am orientat, am venit și înapoi, am orientare bună. Deci, deși nu ai o cărare, nimic, adică poate un pic să vede unde eu călca oamenii. Uite, am găsit cărarea. Deci, fraților, nu veniți la izvor. Deci, izvorul e secat. Tiba, dar ce să stea, mă? Ce să stea? Zici că sunt niște fructe, dar sunt niște flori, ceva. Bine, hai să merem, dă-i pace. Supărat. Trebuie să cumpăr iată, o bag piciorul. No, și veniți pe aici, uite așa. Deci se vede că e făcut un fel de punte. Paf, paf. Vedeți? Aventură, domnule. Încet să nu pic jos. Poate că aici s-ar putea pescui ceva. O cismă sau... Eu știu. Bă, dar de unde vine apa asta? Nu de la izvor trebuia să vină. Mama lui. Ah, izvor, izvor. Iară, trebuie să dau bani pe apă. Că nu există izvor. Da, bine. Fie. Merg mai departe. Nu contează. Uite unde ajung. La un om norocos care are casă chiar aici în Sfântul Ion. A avut norocul să moștenească teren aici. Strămoșii lui. Cred că a fost foarte primii oameni pe pământul ăsta care au stat aici, probabil. Și uitați că acum omul e bine, mersi. Doamne ajută-i. No. Asta este aventura de astăzi în căutarea izvorului pierdut. Așa o să-i pun numele la acest clip. N-am găsit niciun izvor. Adică am găsit numai că e secat. Deci o să caut alt izvor. Sănătate. Numai bine.